Noi am improvizat programul ăsta pentru că n-am avut prea mult timp la dispoziție să pregătim, dar am vrut cât de cât să marcăm această zi a educației, să fie pentru sufletul nostru. Grădinița mea iubită, bine te-am găsit. E de atât de frumoasă când am gândit. Râde soarele în fereastră, florile zâmbesc. Dar păpușile frumoase din dulap privesc. Ce să spun, sunt fericit când pot învăța într-o școală minunată cum e grădinița mea. Și al copiilor și al părinților care ne susțin și colaborează, cei drept, au mers cu noi la orice activitate extracurriculară, peste tot. Costumații ne-au ajutat, mașini ne-au cărat. Sunt niște părinți minunați pentru care noi trebuie să le mulțumim și ca, da, să le dăm copiii educați, buni, cinstiți pentru ziua de mâine. Cum nu se poate să meargă înainte generalul fără armată, nu, sau armata fără general, nu mă gândesc, așa cum și eu, iar ca sunt și eu părinte la rândul meu și am zis, nici așa dumneavoastră fără părinți și nici părinții. Nici. Adică deci, e un raport de... Cadrele didactice care sunt toate cu gradul 1 la noi, sunt niște cadre foarte bune, pricepute, care au parteneriate cu părinții încheiate, care se înțeleg foarte bine cu părinții și părinții care se înțeleg foarte bine cu noi. Când ne ajută, ne întind mâna, când cerem ajutor așa din ăsta de susținere, ne ajută pentru copiilor, pentru noi, pentru toți.
Doamna Ștefan Adrian, aici la această grădiniță, altfel unde se întâmplă lucruri minunate. Noi ne-am întâlnit cu un prilej, telespectatorii noștri cunosc, dacă nu mă înșel eu, Vestitorii Primăverii, greșeam. Este un festival de creație. Nu acolo ne-am întâlnit? Da. Am avut o expoziție în luna mai cu lucrările tuturor copiilor care au participat la concurs. Concursul este interjudețean și am avut participare, cum am spus și atunci, din 14 județe și diseminarea am realizat-o printr-o expoziție în cadrul acestei unități. Să rămână. Noi am fost aici, am arătat la lume că este minunat, chiar am fost absolut impresionat de ghighilice acolo așa este și pe YouTube acolo materialul, cine e curios să-l vadă. Ce vreau să vă întreb, dacă aveți, eu știu, și în acest an școlar, eu știu, eventual același proiect, dacă să continuu, dacă eventual altele. Cum stăm la capitolul ăsta? Bineînțeles că derulez acest proiect și anul ăsta. O să fie la ediția a doua. Mai am un concurs în derulare, tot la ediția a doua, mai puțin cunoscut din cauza participării. Se numește Ziua Familiei, dar anul ăsta îl voi promova mult mai bine ca să am participarea, ținând cont că copiii sunt din mediul familiei și sunt cunoscuți cu termenii și cu tematica concursului. Cunosc ceea ce trebuie să facă. Și în plus ne-am gândit ca pe lângă opțional să realizez și un cerc de pictură, Micii Prietenii Curcubeului, i-am intitulat, la care să antrenez toți copiii din grădiniță, ca pe parcurs să-i pot pus între ghilimele, selecta, pentru că ei la început sunt curioși și pe parcurs mai lasă. Nu, cine știe ce Picasso mai iese, da, că stilul care îi consacră la vârsta asta, de cu degețelul, iese câte un Picasso, mai seamănă, mai sigur că da, glumind serios chiar. Așa. Deci, ce am dorit să subliniez aflându-ne aici la grădință, cum se cheamă întreg numele, ca să nu mă fac eu de râs? Grădiniței. Sigur, grădiniță așa. Cu program prelungit, numărul 6, care este în spatele antompanului, cum cunosc romașcanii, și a fost IMC Cărămida. Așa, că e o grămadă. Bunicii am zis cunosc că într-un fel, părinții okay. Așa, ca să o prezentați noastră. Sunt educatoare împreună cu doamna Șușter, Ecaterina Lagru. Ajungem și la doamna ei. Albinuțele. Bun, albinuțele, le-am văzut, albinuță minunate acolo. Am vrut să punctăm acest aspect. Iată că aici să petrec mereu. Deci nu ați spus, pun la Vestitorii Primăverii, gata, am terminat. Mergem înainte și îi antrenăm pe toți în, iată, aceste lucrări minunate. Ok, Doamne ajută. Mulțumim. Cu spor și cu... Și vă invităm de pe acum la ediția a doua, care se va desfășura tot în luna mai, tot cu o diseminare, să alegem locația. Ok, am vestitorilor. Anotimpul meu preferat e toamna, dar nu-i bai, o să venim primăveri. Cu mare drag, pentru că primăvara e frumoasă la grădința așa aici. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Ce vei ușa și dă ușa. Dânsa? Nu știe de gumă, vrea că pune față spumă. Și da, ce e? Ea pe unde? Dinții? E numai două de fel. Mor cu babă, câmba, stoi la fel, bă, bravo! Doamna... Eu zic educatoare și noastră, pe urmă, că știu că acum s-a schimbat tare multe, educatoare, deci Neculai de Spina, dar apropo, cum se spune corect acum, la ce faci? Profesor în învățământul preșcolar. Preșcolar și, pe urmă, profesor în învățământ primar, o să îmbătrânesc eu tot cu educatoare și cu învățătoare, că așa merge mie la inimă, dar pentru conformitate, ca să fim ok, dumneavoastră m-ați ajutat, vă mulțumesc. Doamna educatoare, până la urmă, mi-asum. Așa, v-am văzut așa cu oia mititei, i-ați luat, i-ați strâns, i-ați... Începeți un nou drum, astăzi e o zi minunată, ziua educației, așa. Cu ce porneală, ca să spun așa, naoș? Fiecare început de an este o provocare pentru noi, cadrele didactice, și cred că și pentru părinți, cei care se despart de puișorilor, și pentru copiii care îi așteaptă o lume nouă,
plină de provocări, să spunem. De tot felul. De tot felul, o să se scumpească și gazele? O să... Așa. Ok. Își schimbă mediul, vin în contact cu un personal nou, cu noi de care se atașează. Suntem, putem spune, a doua mamă pentru copilașii. Pe asta și sublineam, că nu-i nicio... Da. Și e greu la început de an școlar, până ne intrăm în ritm cu toții, până ne completăm documentele, până ne familiarizăm cu ambientul, cu specificul fiecărui copil, cu colegele, că mai vin și colegi noi. Sigur că dai firesc să fie la... Dar să spunem că ne-am obișnuit și că se merită, pentru că avem și stimulente, dacă de ordin material, nu prea sunt cele care le cunoaștem. Apropo de ziua educației, da, poate bagă cineva în cap, măcar ăștia care nu înțeles. Ne văd și ne aud, cei de sus de acolo, guvernanții. Avem stimulente afective, să spunem, de ordin afectiv și știm cu toții, părinți, bunici, unchi, mătușe, că orice copilaș, nu rămânem orbi, să spunem, în fața scâncetului unui copil, orice... O lacrimă doare și lacrimă, la sufletul, da, mamei. Înseamnă o trebuință, o necesitate și atunci suntem aici ca să le îndeplinim cât, pe cât posibil putem, dorințele și să-i ajutăm să crească, să pășească în lume. Astăzi este ziua educației, deci este și mobilul principal, poate că nu vorbim în cor, să română, mulțumim. Deci este și pricina fundamentală pentru care ne aflăm aici. Ce v-ați dori ca, iată, om care, așa în două vorbușoare, stați pe metereza asta, cu leafă ciuntită, cu, și mai urmează de aici încolo, dar, cum ați spus, cu răscumpărarea aceea de natură sufletească. Da. Ce v-ați dori în două vorbe, așa, nu știu? Ce ne-am dorit, ce-și dorește toată lumea, stabilitate, un nivel de viață cât de cât care să mai scadă din stresul acesta care ne apasă zi de zi și care ne împiedică până la urmă să ne facem profesia fiecare în direcția. Să vă faceți așa cum v-ați dori, pentru că așa vă faceți. La cote înalte, să la spunem. Cât, da? Sănătate, pentru că de asta avem nevoie și domnii de acolo, de sus, din scaunele lor înalte, să mai aplece totuși, să se mai coboare și la nivelul nostru. Să nu, uite cu trecut să nu ne uite, să vină printre noi, să ne vadă problemele, să fie realiști, pentru că de multe ori se iau multe hotărâri care nu sunt realiste, care nu au nimic de a face cu învățământul nostru și cu realitatea din învățământul nostru. Și profit de această ocazie să urez tuturor celor lucrătorilor, să spunem, din învățământ, la mulți ani, multă sănătate, putere de muncă și pe cât posibil împliniri în activitatea de zi cu zi. Tot despre acela vorbim. A spus lucrători, eu mă uit acolo, nu că v-aș corect, le spun truditori. Parcă. Așa, mulțumim tare mult, iată și la mulți ani cu ziua educației. Și să dea Dumnezeu, știți, speranța mare, ultima, dar pe la noi, nu știu, se pare că stă la graniță, așteaptă viza, chiar și speranța. Să vă ajute Dumnezeu. Mulțumim și vă așteptăm în grădinița noastră și pe dumneavoastră și părinții și bunicii din zonă să o viziteze, să vadă cât e de frumoasă, ce condiții oferă și să-și aducă nepoții, de ce nu, copiii, viitorii nepoți. Abia de-am spus noi, ok, mulțumim, Doamne ajută. Mulțumesc.
lucruri, nu? Da, da. Noi ne-am susținut, să știți, de-a lungul anilor am făcut apel la părinții care au avut posibilități mai bune și le cumpăra și la cel amărât un caietel, un creionel. Avem și noi creioanele noastre la grupă, care le ținem în pahare, le dăm la cei care nu au. Deci nu forțăm pe nimeni. Am cumpărat doar caietele speciale, ca și obiectele de la școală, pe care ei să lucreze. Noi, pe lângă asta, avem fișele, avem atâtea alte materiale care le folosim la grupă. Ca și rechizite, fiecare cum s-a descurcat, dar noi ne ajutăm de la cel care are cu aprobarea părintelui. Deci nu luăm noi, că dă tu, că vrem noi. Deci întrebăm dacă ei sunteți de acord să ajutăm și altul care și sunt. Spunem și Tatăl nostru degeaba dacă nu mai facem și treaba asta. Și spunem și Tatăl nostru în grădiniță. Da. Spunem și rugăciuni dimineața, da, și înainte și după masă. Da, 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 da. Doamna învățător, învățământ, preșcolar. Bine am zis, nu, educator. Nu, eu încercam un exercițiu așa, să-l fac, abia ce, așa, m-am dat, că nu-mi iese. Și o să vă spun la fel, doamna educator, de aici am vrut să mă scot așa, să-mi iasă mie bine, așa, pentru că, nu știu, am eu așa la suflet când spun educator, învățătoare. Ați fost până anul trecut școlar, da, în fruntea acestei instituții, unde se întâmplă mereu lucruri frumoase și unde este chiar frumos și plăcut, o fi zicând sau poate o fi, nu știu, cineva că e așa în spatele lui Anton Pan, dar aici e o oază de verdeață, o oază de lumină în sufletele dumneavoastră, ale copilașilor implicit prin ceea ce faceți dumneavoastră. Cum ați revenit așa acolo la grupă? Pune sufletele acolo în ordinea lor? Cum e? Este foarte bine și aș dori să vă spun că funcția este de profesor pentru învățământul preșcolar, iar specializarea noastră este educatoare. Să rămână. A fi educator... Da, lăsați că ne mai ajută și colegile, așa, a fi educator, haideți, continuăm. Este foarte, da, foarte frumos, dar în același timp și foarte, foarte greu. Am condus unitatea 9 ani, 6 luni și 11 zile și mă bucur foarte mult că Bunul Dumnezeu mi-a dat puterea, înțelepciunea și oameni de foarte, foarte mare calitate. Mă refer aici la colegiile mele, chiar la conducerea Colegiului Tehnic Petru Coni, care m-au ajutat, m-au sprijinit, au înțeles specificul vârstei preșcolare și au investit și în unitatea noastră. Dumneavoastră ne-ați vizitat mai des și ați văzut ce ambient... Și am spus la toată lumea, nu că am văzut, că acum am lăsat-mă la faza de văzut, am spus. Ce ambient plăcut este în această unitate? Cine a proiectat-o acum peste 50 de ani a gândit foarte bine, în sensul că fiecare unitate, fiecare spațiu este individualizat și lucrul acesta este benefic pentru dezvoltarea copiilor. Se știe că pedagogia este știința educației. Exact cum spunea colega mea, guvernanții ar trebui să gândească că această vârstă este extraordinar de importantă pentru dezvoltarea ulterioară a copilului, atât în plan cognitiv, emoțional, lingvistic și în dezvoltarea noastră stadială nimeni, dar absolut nimeni nu sare peste acest stadiu. Iertați-mă, intrăm în cărți și nu neapărat n-am propus chiar așa, e perfect ce spuneți, sărămânuța, vreau să punctăm asta ziua educației, așa, o picătură de suflet, așa, în toată povestea asta minunată și mai ales la această unitate minunată. Doamnă dragă, să vă ajute Dumnezeu. Apropo,
cu noua conducere, vă certați, vă ignorați, vă cum faceți? Nu. Este o colaborare perfectă. Mă bucur că fiecare dintre colegele mele trebuie să exerseze acest lucru. Noi am colaborat tot timpul foarte bine și de aceea am obținut și succese și aș dori să readuc aici în memoria și romașcanilor acea activitate deosebită când am primit oaspeții europeni și au rămas încântați de tot ce au văzut aici la noi. Este totul okay. Bun. Super ok. Deci nu că am întrebat cu... Nu, numai la televizor spuneți așa. Totul nu e ok. Este da. Complezență, ci este un lucru adevărat. Perfect, dacă așa stau lucrurile, să rămân. Sigur că ați văzut, ca să nu mă ațipească lumea la televizor, noi mai facem ceva. Da. Doamna Gheorghescu o știu de mult și cred că eu... Da. Și doresc pe această cale să transmit tuturor colegilor educatoare, colegilor învățători, profesori, să fie sănătoși, să dea Domnul ca să vină vremuri mai bune și să educe generații cât mai multe. Adică a spus că o să vină vremuri mai bune, cu siguranță ați ascultat buletinul meteo, am înțeles că o să plouă mai des în luna octombrie, bănuiesc că la asta v-ați referit. Haideți, Doamne, ajută-mă, încheiem cu o glumiță. Și la asta. Bun, da. În regulă. Dacă e și la altele, este ok. Să vă ajute, Domnul. Da, mulțumim frumos și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu mare drag. Doamna Haisan Elena, care i-a ghicit de noi, stimați telespectatori, dacă e cum e, fericită sau supărată că ați ieșit la pensie? Să vă ajute Dumnezeu. Un regret în suflet, pentru că este vorba de 39 de ani de când am practicat meseria aceasta, foarte grea, dar frumoasă, de educator. Câți ani aici, Pașinte? Aici, din 97, lucrez aici. Un colectiv extraordinar, de bun, omogen, se lucrează în echipă, coordonatori foarte buni, cu experiență, metodiști foarte buni. Am ținut această legătură și cu școala, cu liceul Petru Poni, ceea ce a dus la rezultate foarte bune cu acești copii. Să rămânânța. Eu o să vă încurc mereu, că asta mi-e meseria. Uh-huh. Da. Acum că spuneți să vă ajute Dumnezeu încă o dată, spun să-l așteptați, pe poștaș, veselă, sănătoasă, 1000 de ani de aici înainte. Așa. Dar acum că a spus după ce ați ieșit la pensie toate astea, sigur sunteți cea mai credibilă din tot ce am înțeles. Pentru că știți cum e pe la noi. Așa. Dar... pentru că astăzi este ziua educației, este o zi minunată, care mă gândesc că vibrează și în sufletul nostru. V-aș ruga pe din toate minunile pe care, cum să spun, le-ați gestionat așa în cariera dumneavoastră, ați avea ceva, o amintire în mod deosebit de care, eu știu, pe care o puneți acolo fruntea panopriei? Da, una care? Foarte nostimă. Terminasem povestea Scufița Roșie chiar în această grupă, în această clasă, și un copil, Baciu, după ce s-a terminat povestea, întotdeauna întrebăm de cine și de ce i-a plăcut din poveste. El mi-a spus că de Scufița Roșie, dar a ridicat mâna și a spus: doamna, vreau să știu de ce Scufița Roșie a plecat atât de elegantă în pădure. Deci un copil rațional, un copil care și-a dat seama de gravitatea atitudinii Scufiței. Și așa pleacă mama lui în oraș. Vă dați seama, în 39 de ani, un copil care m-a încuiat. Există și... Din copilul? Da, cum să așa. Da. Și atunci am spus, elegante sunt fetițele întotdeauna. Da? Întotdeauna se găsește întotdeauna un lup care stă la colț cu Mercedes, cu ce trebuie, cu și așa mai departe. Ok, nu lungim vorba, că o dăm înainte de 12 și cine știe ce mai ia să ferească Dumnezeu. Stimată doamnă, tot în două vorbe, ce speranță, dar acum v-am spus că sunteți cea mai credibilă, ați ieșit la pensie, nu mai umblați, că bai, că la televizor, că nu știu ce. Ce speranță aveți în suflet că ce a dat Dumnezeu după... toate nenorocirile astea, la dascăl mă refer. Că... Având și experiența aceasta de atâția ani și chiar trecerea de la comunism
și prins și 22 de ani de democrație, eu cred și cum sperăm toți românii că mergem pe un drum bun, că mergem pe un drum chiar bun. Care încă nu e asfaltat. O să se asfalteze. Dar știți că la noi se asfaltează greu. Că moare ultima. Să rămânuță. Dar da. Dacă n-am avea o speranță, ne-am plafonat și am stat așa să ne vină ceva. Gata, stăm și sperăm. Vă mulțumim că... Iaca, ne-ați dat, am spus, sunteți foarte credibil în postura noastră, așa, ne-ați dat așa, chiar și mie, că încă mai am până la pensie, dacă cine știe dacă mai prind, să vă ajute Bunul Dumnezeu și tot cu gânduri frumoase și cu inima la locul ăsta care... Mulțumesc frumos!